Так, ну что, всем привет. Я записываю первый раз в жизни такое видео, такой формат. Возможно, это мои последние видео. Она была такая ранимая душой, вообще, как вот цветок, вот роза. На один написал. Дьяволу, а что ж требую? Ще каутата асаша гасит. Я нукрет. Так с вами Вероника Кума, 5 минут интро партия. Я кред, я нос сар. Я лишь хочу поделиться с вами своим опытом и больше ничего. Что искать виноват? Сыну я уже не вернусь. Au fost 4 violări de la 16 până la 18 ani. Au fost 3 persoane diferite, una s-a întâmplat de 2 ori. Ultimul a fost cel mai grav. Evident și deranjau că eu respiram. În perioada aia am început să mă rănesc singură, să mă tai pe mâini. Pentru că acești oameni, în momentul în care au luat decizia, ei cumva vor merge spre ea. Și atunci, care este soluția? Medicii de familie pot diagnostica depresiile, anxietatea. Nu, asta nu este o soluție. Noi am vrea să punem responsabilitatea în spatele cuiva, dar noi nu avem în spatele cui. M-a îmbrățișat și mi-a spus, mami, eu nu mai am pe nimeni. Spuneam, gata, eu nu mai vreau să trăiesc, eu m-am săturat, nu mai pot, nu am cum. Astăzi, practic, toți suntem depresivi, toți avem momente de cădere. Și am avut de multe ori momente când am băut, am ieșit din stradă, m-am băgat înaintea unei mașini. Tentativele de suicid e o problemă dureroasă pentru Moldova. Și mă vedeam de multe ori că zic, uite, mâine o să fiu un sicriu și o să vină tot să mă bucească. Tu poți să ai 40 de ani, dar în interiorul tău, să trăiești frica ca un copil de 3 ani. A, scuze. Oi. Dijolul vopros. De la rana asta care o avea, ceilalți da muștie și îți trag zgârituri. Честно? Я переживаю, я очень боюсь. Я надеюсь, все будет хорошо. Ну что, начнем. Peste 800.000 de oameni din întreaga lume se sinucid anual. Asta înseamnă că cineva își pune capăt zilelor o dată la fiecare 40 de secunde. La nivel mondial, suicidul este cea de-a doua cauză de deces în rândul tinerilor de la 15 la 29 de ani. Mai multe decese sunt cele provocate doar de accidentele rutiere. În anul trecut, în țara noastră au fost înregistrate 398 de cazuri de suicid, cu 22 de cazuri mai mult decât a fost în anul 2019. Cele mai multe cazuri, 47 la număr, au fost înregistrate în luna septembrie a anului 2020. Biroul Național de Statistică ne prezintă date colectate de la Ministerul Sănătății, iar portalul date.gov.md prezintă cifrele colectate de Ministerul Afacerilor Interne. Astfel, datele prezentate sunt diferite. Din păcate, nu avem un sistem foarte bine pus la punct de prevenire a recăderilor sau a cazurilor de suicid. În lume, fiecare a cincea persoană ar avea probleme psihoemoționale. Specialiștii spun că odată cu trecerea timpului, acestea pot evolua în maladii mentale. Cel mai des, oamenii suferă de depresie și anume una din 4 persoane, iar 70% dintre ei ajung să aibă gânduri suicidare.
În același timp, la noi acasă, mai multe raioane, precum Basarabeasca, Vulcănești și Briceni, nu au la moment niciun psihoterapeut. Moldova nu are nicio linie telefonică de sprijin psihologic. Subiectul sinuciderii a fost mereu supus cenzurii în presă. Organizațiile non-guvernamentale care depun efort în prevenirea suicidului critică dur orice descriere detaliată al acestui fenomen în presă. Biserica refuză să-i îngroape pe cei care s-au sinucis. Deci, ce se face de fapt în țara noastră pentru a preveni sinuciderea în afară de condamnarea post factum? Noi am încercat să aflăm despre asta. Она маленькая любила носить чёлку. La începutul verii, în jurul orei 22:30, câțiva locatari ai unui bloc din Chișinău au sesizat poliția despre corpul neînsuflețit a unei tinere. Oamenii legii nu au depistat urme de moarte violentă. Vlogherița care ar fi sărit de la etajul 14. Nenorocirea a avut loc miercuri seara în jurul orei 22:30 de minute pe strada Gheorghe Саки. Между тем, в социальных сетях обсуждают личную жизнь Вероники и особенно то, что у погибшей были отношения с другой девушкой. Fata decedată era Veronica Todorov, o vlogheriță cu peste 100.000 de urmăritori pe Instagram. Ea avea doar 24 de ani. În momentul tragediei, fata era singură acasă. Vecinii au mărturisit anchetatorilor că certuri sau scandaluri nu au auzit. Tânăra a lăsat un bilețel de adio în care își cerea iertare de la cei apropiați. Bunica fetei a decis să vorbească despre tragedia care s-a întâmplat. Ea dorește ca prin acest necaz să poată oferi o lecție de viață atât copiilor cât și părinților aflați în dificultate. Da, nu este nimic oricum, nu este, dar eu acelor nu are de căsit glaza. Я к ней ходила по врачам и сказали, что ложные. Согласен, что и категорически челку не заносить. А то укрепится и будет вообще сейчас касается. Ну, перестала челку носить. Это она в четвертом классе. А тут она на балу, это она закончила начальную школу. Бальное платье делали бал. Когда была маленькая, у меня был друг с детства. Женька Акимов. Она все время с ним бегала, с мальчиками играла маленькая. Бегала по крышам, по деревьям, как пацан. Она была гиперактивная. Ну что, всем привет. Я записываю первый раз в жизни такое видео, такой формат. Возможно, это мой последний видео. Запомните меня такой. Veronica Todorov s-a născut în orașul Hâncești. Până la vârsta de 5 anișori, bunica ei a fost cea care a avut grijă de copilă. Дочка родила ее рано, 15 лет. Еще не готова была очень-то на материнство. Но... Тогда такое время было. Bunica Veronica îi spune că tatăl biologic al fetei a dispărut odată cu nașterea ei. Bărbatul ar fi plecat la muncă în Federația Rusă, dar așa și nu s-a mai întors. Mama Veronica era prea tânără, așa că în toate o ajuta bunica fetei. Bătrâna povestește că în anul 2009 fiica ei a început să locuiască în concubinaj cu un alt bărbat, doar că odată cu apariția tatălui vitreg în viața nepoatei lucrurile s-au agravat. Ambii părinți au plecat la muncă peste hotare. Mama fetei a mers în Israel, iar noul ei bărbat la Moscova. Ей было 12 лет, и она осталась там в квартире одна, и я ходила, жила с ней там. Когда уехала, она стала высылать деньги, вот купила Веронике телефон хороший, купила ноутбук. Она все переживала, и что мама уехала, и все переживала. Она вела дневник, мама ей писала смс-ки, на все смс-ки записывала блокнотики, записывала все. Bunica fetei spune că odată cu plecarea părinților, Veronica s-ar fi schimbat comportamentul. Tânăra era capricioasă și nu asculta de apropiați. Atunci ea a fost nevoită să meargă cu Veronica pentru prima dată la un psiholog. Doamna, я видела, что она не очень адекватно ведет себя, как сказать. Непослушная, дерзкая была. 13-14-15 лет. С ней беседовали. Больше внимания, больше любви. Cea mai importantă relație din viața noastră în care noi învățăm să ne acceptăm este relația cu părinții noștri.
Daniela Feldman este psihoterapeut și specialist în programare neurolingvistică. Ea deține un cabinet de psihologie unde face terapie pentru a depăși depresia, atacurile de panică și relațiile defectuoase dintre părinți și copii. Cu siguranță putem vorbi aici de posibilitatea unui complex de abandon, care este o suferință foarte mare. Este atunci când emoția mea devine personalitatea mea. Eu nu mai sunt omul care sunt, dar eu sunt această frică de trădare sau frică de abandon. Нету плеча, на который я могу так вот, типа, все нормально. Dragostea necondiționată pe care o cunoaștem și o învățăm este anume de la părinții noștri, atunci când ei ne privesc, ne îmbrățișează, ne iubesc și noi simțim că nu este necesar să fiu cumva. Просто для кого-то я живу неправильно. Eu pur și simplu sunt iubit. Și acest lucru noi îl învățăm în frageda copilărie. Eu învăț că sunt iubit așa cum sunt eu. Честно, я переживаю, я очень боюсь. Надеюсь, все будет хорошо. Она была такая ранимая душой вообще, как вот цветок, вот роза. Она красивая, ароматная, все вокруг шипы. И вот так она была немножко такая ершистая, как колючая. Вот она нашла себя призвание в Инстаграме. Ну, она там рекламировала всякие товары, все, что хочешь. Где информация, пекарь окунос. Я апелат ла ажутору на специалист. Și din păcate specialistul i-a transmis o informație care i-a întărit complexul ei de abandon. I-a spus că doar tu poți face față situațiilor care se întâmplă cu tine și doar tu ești responsabilă de ceea ce trăiești acum și eu nu te pot ajuta. Nu na kogo polozhitsya. U mnya tolko yest' ya i vse. Și prima mea tentativă a fost când aveam 11 ani. Olga Verbițchi este câștigătoarea premiului mare în valoare de 100.000 de euro de la X Factor România. Îndată după victorie, moldoveanca, în vârstă de doar 15 ani, a semnat un contract cu o celebră casă de discuri din țara vecină. Succesul ei a fost semnat de zeci de hituri cu milioane de vizualizări pe YouTube. La Chișinău însă ar fi trăit cu totul alte povești de viață, mult mai dure. Tânăra ar fi trecut prin 5 tentative de suicid și 4 acte de viol sexual, spune Olga. Astăzi ea a decis să vorbească despre aceste clipe de groază, pentru că doar așa Olga este convinsă că le poate depăși. Iată istoria ei. Faptul că am ajuns să câștig concursul ăla și să devin super populară de dată, pentru un copil de 15 ani a fost extrem de grav. Mereu am fost genul de persoană care nu s-a simțit la locul ei în societate, tot timpul am simțit altfel și am simțit că oamenii din jur nu mă acceptă pentru cum sunt și simțeam că trebuie mereu să joc niște roluri. La 15 ani, Olga a plecat spre București din satul Cruzești, o suburbie a municipiului Chișinău. Până la câștig, ea a locuit alături de părinți și alte două surori ale sale. Ilinca, sora ei mai mică cu 4 ani, suferă de o invaliditate de gradul 1. Anume de dragul ei, Olga ar fi mers la acel concurs. Banii câștigați de tânără erau destinați tratamentului pentru Ilinca. Însă premiul de 100.000 de euro i-a dus multe critici dure din partea colegilor. Eram clasa 10, mă duceam la școală. Absolut orice elev care trecea pe lângă mine trebuie ceva să zică. Era hate deja în adresa părinților mei, în adresa mea și oamenii își vesau frustrările pe mine pentru că probabil ei simțeau subconștient că eu sunt mai puternică, vedeau cumva că-s altfel. Vedem și deranjau că eu respiram. În perioada aia am început să mă rănesc singură, să mă tai pe mâini. Voiam să simt altceva decât durerea emoțională, voiam să simt durere fizică. Olga povestește că nimeni nu i-ar fi observat aceste răni luni de zile. Ea își ascundea cicatricele cu haine cu mâneci lungi sau batiste. Persoana adoptă acte de suicid sau comportamente suicidale pentru a atrage atenția sau pentru a crea anumite emoții celor din jur. De obicei, pentru a spune că eu nu sunt auzit sau eu nu sunt iubit sau eu am nevoie de ajutor, eu am nevoie de prezența cuiva. Pot să mă jur că n-a fost o persoană care să fie observat că eu eram tristă. Eu foarte bine jucam rolul ăsta de fată fericită.
Eu nu mi-arătam emoțiile. Păi trebuia să mă țin puternic, trebuia să arăt că inimii nu-mi pasă. Și de fiecare dată când se întâmpla o chestie ră sau o chestie care pe mine mă deranja sau mă dure, primul lucru pe care aveam să-l fac era să mă tai sau să beau pastile. Asta era primul gând pe care îl aveam. Pastilele și lama, la moment, erau singurile chestii care mă înțelegeau. Oamenii care cu adevărat decid să plece din viață și de cele mai multe ori, 90% din cazuri, se întâmplă ceea ce și-au dorit, ei nu fac acest lucru public. Ei de obicei trăiesc cu planul lor interior sau cu dorința lor interioară foarte tacit. Acești oameni, în momentul în care au luat decizia, ei cumva vor merge spre ea și pentru a nu fi perturbați, ei vor tăcea și își vor urma planul pe care l-au stabilit în cap. La un an după ce a cucerit mii de inimi la concursul de talente din București, Olga a fost nevoită să treacă și prin tragedii personale. Tânăra povestește că a fost supusă unor serii de abuzuri sexuale. Cei care ar fi molestat-o pe adolescentă erau chiar prieteni cu ea. A fost niște chestii atât de... situații atât de groaznice în care nu m-am gândit vreodată că o să fiu. 4 violări. De la 16 până la 18 ani. Da, am zis nu. Am încercat să lupt, dar n-am avut forța necesară. Tot ce a trebuit să fac a fost să accept că mi se întâmplă pe moment și pur și simplu să tac și să rapt. În momentul acela am înțeles că nu am nicio scăpare. Asta e situația, acceptă și merge înainte. Tânăra povestește că deja era obișnuită cu tăcerea. Violența la care a fi fost supusă din partea băieților, Olga hotărât să nu le-o spună nimănui. Ea povestește că nimeni nici nu ar fi încercat să o asculte. Tot ce a făcut a fost să se izoleze. Asta până într-o zi, când o gașcă de prieteni i-ar fi venit din nou în ospeție. Ultimul a fost cel mai grav. Pe mine m-au drogat, m-au bătut. Erau mai mulți băieți, de doar unul m-a agresat sexual. Și a fost la mine în casă. Ei știau că la mine ușa din spate e deschisă mereu. Și știau că sunt singura acasă, pentru că atunci se întâmpla să a decedat străbunica mea și părinții au plecat la țară. Și m-am dat dimineața, în camera mea erau 10 băieți, pe tații cunoșteam. Eram goală. Și nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Eram gen în șoc, încă mă simțeam rău de la drog. Și țin minte că tot ce am putut să zic a fost, duceți-vă acasă. Eu am făcut 18 ani, eu m-am mutat la București, din aprilie până în octombrie, și în octombrie am primit un clip video de la un tip care nici măcar nu era acolo, cu mine în pat, goală, învelită, și în momentul în care eu nu știu cine a filmat, n-am putut să-mi dau seama nici după voce, nici după nimic. A ridicat plapăma și gen m-a filmat. Cum a reușit Olga să-și depășească durerea și de ce anume astăzi ea a hotărât să vorbească despre clipele de groază prin care a trecut, vom afla mai târziu. Acum să revenim la istoria Veronicăi. Chiar și după moartea sa, pagina de Instagram a Veronicăi rămâne a fi urmărită de aproximativ 100.000 de oameni. Pe platforma ei, vlogherița promova un mod de viață activ cu vacanțe luxoase și sfaturi de frumusețe pentru abonatele sale. Так, всем приветики, девчонки. Волосы у меня грязные, не обращайте внимания. Для этого у меня есть чудо-пакетик. Тут у меня новенькие средства для волос. Как вам купальник? Eu am observat mereu tendința de a arăta o stare de bine primordial, dorința de a demonstra fizic o perfecțiune.
Alături de experta Daniela Popa, noi am analizat profilul fetei de pe rețelele sociale. Psihologa spune că pe pagina de Instagram a Veronicăi putem observa problemele și stările accentuate prin care a trecut tânăra. În cazul Veronicăi, Instagramul este un alter ego pe care l-a creat ea, un eu separat, ideal, pe care și l-ar fi dorit ea și care corespunde așteptărilor altor oameni, mereu un machiaj perfect, mereu părul foarte frumos aranjat, flori, haine scumpe, anturaj foarte frumos. Aceste platforme sunt nu neapărat negative atunci când omul este sănătos, emoțional, dar sunt periculoase în momentul când persoana nu este armonioasă, nu este un construct funcțional, nu are o viață care să corespundă a ceea ce prezint acolo. La vârsta de 24 de ani, Veronica a trecut și printr-o serie de operații estetice, rinoplastie, implanturi mamare și zeci de intervenții cosmetologice. Tânăra niciodată nu a ascuns de urmăritorii săi schimbările pe care le-a obținut cu ajutorul bisturiului. Mai mult, ea avea și un canal de YouTube unde se împărța mereu cu rezultatele obținute. Asta ar putea vorbi despre necesitatea omului de a corespunde anumitor standarde, de a fi cumva exagerat în perfecțiunea sa, exagerat în dorință de a fi bun. Eu o să fac tot ce pot pentru a schimba exteriorul ca să corespundă cu necesitatea mea de a fi frumos, de a fi iubit, de a fi acceptat. Babușka e красивая. Мне нравилось внимание, нравилось вот это вот. Pe pagina de Instagram a fetei observăm o serie de filmulețe în care tânăra vorbea cu urmăritorii ei despre depresia prin care trece. În aceste videouri, Veronica vorbea des despre trădare, abandon și neglijență. Когда у меня случается какое-то говно в жизни, да, я могу заплакать, я могу страдать, рыдать, не знаю, мне может быть. Иногда я это показываю, иногда нет. Иногда я поражаюсь самой себе, насколько я бываю сильная. Не на кого положиться. У меня только есть я и все. Я очень рада за тех людей, у которых есть родители рядом, какие-то родственники, близкие, бабушка, дедушка, не знаю, тетя, просто какие-то родные люди рядом. Я просто понимаю, что я не справлюсь одна. Я девочка. Мне нужна поддержка. Putem să vedem și lacrimi și fericire în același moment. Ascultând discursul, putem să vedem momente în care spune ceva și după asta anulează ceea ce a spus. Da? Cumva nu vedem o stabilitate în modul în care eu mă percep pe mine. Nu știu, dacă bă mine rădicile băle părată, to este mama, e papa. Nu știu, eu bă ne vărăsla tăcoi. Nu știu, mine obișnă drugoi răzi papa. Все было по-другому. Я всегда так жила одна для себя. Просто больше не для кого. Cea mai importantă sursă a acestor distorsiuni între persoană și capacitatea de a se accepta, de a se iubi, de a fi autosuficient pentru el însăși și de a nu avea necesitate de admirație, de dragoste, de foarte multă prezență din exterior, o luăm din copilărie. Cu siguranță că ajutorul unui specialist ar fi fost ar fi fost binevenit. Ce nu știi psihologa хорошего? Nu știu să analizăm eu psihologa хорошего. Помогите. Что искать именно? Сыну я уже не вернусь. Necesitatea de a merge la un terapeut survine atunci când persoana este suficient de conștientă și își dă seama că ceva nu este bine în viața ei.
Conform datele oferite de către Ministerul Sănătății, anul trecut, aproximativ 180.000 de moldoveni au mers la centrele comunitare de sănătate mentală pentru o consultație la psihoterapeut. În lume, fiecare a cincea persoană ar avea probleme psihoemoționale. Specialiștii spun că cu trecerea timpului acestea pot evolua în maladii mentale. Cel mai des suferă de depresie și anume una din patru persoane, iar 70% dintre ei ajung să aibă gânduri suicidale. Cu siguranță că omul își poate chema această depresie sau o poate autodezvolta în interiorul său. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în țara noastră, circa peste 200.000 de moldoveni suferă de depresie. Vestea bună este că depresia se tratează fie cu ajutorul medicamentelor, fie cu ajutorul psihoterapeuților, fie printr-o combinație a acestora. Calea sănătoasă este de a merge la un medic, mă va ajuta cu substanțe medicamentoase să-mi provoc organismul la o funcționare sănătoasă, îmi fac un traseu în care duc o viață sănătoasă și cioplesc personalitatea mea pentru a ajunge la o funcționare sănătoasă și la un moment dat renunț la pastile și rămân să îmi duc viața mai departe ca o persoană care nu este dependentă de medic, prescripții sau de alte lucruri. Cătălin Carage, solistul trupei 7 clase. În luna martie anului 2020, pe când avea 22 de ani, el a fost găsit mort în apartamentul său din Chișinău, unde locuia singur. Tânărul nu a lăsat niciun bilet de adio. Poliția ar fi constatat că acesta s-a sinucis. Cătălin era un prieten bun de-al Olgăi. Da, eram destul de apropiați. Ne-am cunoscut împreună la X-Factor. Extrem de sensibil. Mult mai sensibil decât mine. Mult mai instabil emoțional. Eu măcar aveam puterea asta de a juca rolul. De ok. El nu avea pe el. Eu mereu îl vedeam pe tâns că nu e ok. Foarte des, mai ales în timpurile noastre, noi facem relații superficiale chiar și cu cei mai apropiați oameni. Cu copiii noștri, cu soții noștri, sau vorbesc cu copilul, dar paralel vorbesc la telefon cu cineva sau fac scroll la lentă pe o rețea de socializare. Eu chiar am trecut prin chestia asta și groaznică. Poate de asta și-am devenit extrem de antisocială. Mi-e bine stau în casă zile întregi și nu ies deloc decât să ies cu oameni. Eu nu mai am încredere în absolut nimeni. Nici măcar în prietenii mei care nu mi-au greșit cu nimic niciodată și care îmi sunt alături. Am ajuns în momentul în care unicile emoții pe care le putem depista noi ca oameni sunt bine și rău. Cum ești? Bine. Cum ești? Rău. Pe când noi, în interior, trăim un amalgam de emoții permanente, de care nu suntem conștienți, unde acționăm fără să ne gândim de ce am făcut într-un mod sau am făcut altfel. Și atunci, care este soluția? Să ne ancorăm, să revenim mereu, să ne autotrezim și să fim conștienți. Și în acest moment, cu siguranță, voi vedea suferința celui de lângă mine. În acel moment voi avea această resursă de timp în care pot să acționez și să întind o mână de ajutor persoanei care este în suferință. Cazul lui Cătălin Carage a șocat fanii și lumea din Moldova și România. Olga însă i-a fost dat să-și înțeleagă cât de periculos este jocul cu automutelarea și tentativele sale de suicid. Moartea prietenului său ar fi făcut-o să se oprească în loc și să gândească la riscuri. Atunci am înțeles cum e de fapt. Atunci am înțeles cât de urât e după. Și nu pentru mine, dar pentru oamenii care mă iubesc și care țin la mine. Deci am înțeles că asta e cea mai mare prostie pe care un om poate să facă, să dă-i bătut, dar încearcă să trăiești. Tot în 2020, după moartea prietenului său, Olga s-a adresat pentru prima dată la psihoterapeut. Cât de eficientă a fost terapia ei, vom afla mai târziu. La nivel mondial, suicidul este cea de-a doua cauză de deces în rândul tinerilor de la 15 la 29 de ani, fiind depășit doar de accidentele rutiere. Gândurile despre moarte sunt firește în această vârstă, mai ales adolescența mică, când ei încep să se caute pe ei, să vadă lumea.
Galina Leșco este medic obstetrician ginecolog. Experta este fondatoarea Asociației Obștești de Sănătate pentru Tineri. Ea a creat și conduce unul dintre primele centre de sănătate prietenoase tinerilor din țară, Neovita. De la exemplul ei încoace, asemenea centre au fost deschise în toate raioanele țării, 41 la număr. Inițial, Neovita a fost ținută de UNICEF până în 2005-2006, apoi a fost create primele 12 centre tot încă ca un proiect internațional și din 2007 au fost preluate de către stat. Desigur că rămân multe probleme nerezolvate încă, dar au început a apărea tendințe pozitive care ne bucură și ne încurajează nespus de mult pe noi. În astfel de centre lucrează peste 250 de specialiști experimentați în probleme de sănătate cu care se confruntă tinerii. Vreau să vă zic că este destul de complicat să ceară în general ajutor. Marea neîncredere în tot sistemul, în ajutor, pe urmă vulnerabilitatea, particularitățile psihologice. Scopul nostru este să ajungem la cei mai vulnerabili, fiindcă la cei mai invizibili. Iată acum pregătim un program de educație pentru sănătate pentru adolescenții cu nevoi speciale. Rezultate sunt, spune Galina Leșco. Spre exemplu, din anul 2015, rata suicidului printre tinerii din Moldova a scăzut practic de 2 ori. Cifrele care noi le avem undeva anul trecut, în 19 ultimele care erau oficiale, au fost 12 cazuri printre adolescenți. 5 ani în urmă au fost 24 de cazuri. Este tendința asta de descreștere, dar nu avem ce ne bucura, fiindcă în perioada de COVID noi vedem studiile care le-am putut organiza în această perioadă ne arată sporirea anxietății sociale în această perioadă, legat cu multe pierderi, restricții și așa mai departe. Șefa Centrului Prietenos Tinerilor avertizează că adolescenții cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani s-ar putea gândi la sinucidere sau să interprindă o tentativă în acest sens dacă părinții lor nu manifestă suficientă afecțiune pentru ei. Adeseori, iată, comportamentul acesta este un strigăt de ajutor, că nu poate spune altfel, că are nevoie de a atrage atenția. Uitați-vă, eu sunt, eu exist, vedeți-mă, vă rog frumos, că eu aș putea fi de ajutor sau de folos. Ei au nevoie cel mai mult de dragostea noastră și e important pe acel aricel să-i spunem că îl iubim și contează pentru noi și să-l mai cuprindem. Chiar dacă nu vrea față toată lumea, înseamnă că am găsit un colț acolo să nu ne vadă, dar și mai lung ca noi câteodată, dar tot are nevoie de lucru. După câteva luni de terapie alături de un psihoterapeut, Olga a acceptat și un tratament medicamentos prescris de psihiatri. Ea spune că îmbinarea dintre aceste două metode de lecuire a făcut-o să se simtă mult mai ușor. Am început să am confidență în mine, să am încredere în mine, lucruri pe care eu m-am luptat foarte mult să-l capăt. Extrem de mult, niciodată n-am avut asta. Eu mereu puneam oamenii mai presus decât mine și eram pe ultimul loc. Am rezultate extrem de bune, nu mai am gânduri negative. Prin terapie, ea spune că a învățat să vorbească deschis despre problemele prin care trece și nu mai are frică să fie judecată de cineva. Noi avem nevoie de susținerea asta de familie. Eu mă simțeam extrem de rău că nu putem să vorbesc cu mama și cu tata despre asta. Cel mai rău caz care poate să întâmple cu un om în depresie e să tacă. Și mi-am dat seama că sunt extrem de mulți oameni, extrem de mulți suflete care suferă atât de mult. Cum se întâmplă chestia asta cu sinuciderea? E ca un fel că tu ai stat pe marginea unei prăpastii, dar tu deja ești la margine, tot ce tu-ți dorești să faci și să sari. Tu pur și simplu ai nevoie de un minut sau două, de ceva care să te facă să te gândești repede la altceva, prost ca să iei gândul. E un gând extrem de mic care vine și se duce. Nu e un gând care stă. Într-o dimineață de 6 august, un grav accident mi-a schimbat traseul vieții mele. Victoria Lungu este o cântăreață de muzică ușoară din Republica Moldova. Puțin dintre admiratorii artistei însă știu că Victoria a avut 2 tentative de suicid. Primul a avut loc acum 15 ani, după ce a suferit un accident rutier. Deși a scăpat cu viața de sub fiarele mașinii, timp de mai bine de jumătate de an, vedeta a rămas țintuită la pat. Am avut o fractură în care trebuia să-mi unească piciorul ca să mi-l aducă la nivelul care era. Rămasă fără de bani și imobilizată la pat, artista povestește că prietenii, colegii de breaslă și admiratorii au dispărut din viața ei. Fiica Valeria, care pe atunci avea 12 ani, era unica care o îngrija pe femeie. Și într-un moment
exact ca acum, mi-am zis, mă, nu pot, nu am cum să fiu o povară pentru copilul meu. Nu am cum să trăiesc așa. Eu, pentru ce mi-e trebuie asta să fiu o povară pentru copilul meu, pentru, nu o să merg niciodată, nu o să pot cânta, nu o să pot face nimic. M-am apucat de covor și m-am târât prin casă ca să mă urc la geam. Atunci a intrat fetița mea și a început să plângă, m-a îmbrățișat și mi-a spus, mami, eu nu mai am pe nimeni. Atunci când a intrat în casă, doar putea să vină un pic mai târziu. Îți închipui că eu nu o să am mamă, că indiferent cum vei fi tu bolnavă sau nu, eu vreau să am mamă. Că nu am tată și ce mă fac? Acum trăiesc momentul ăsta, că-l văd. Astăzi, artista spune că înțelege de ce acele gânduri au fost atât de apăsătoare pentru ea. Rămâneam doar eu cu mine și cu gândurile mele foarte proaste, fără ca să le spun cuiva, pentru că în momentul când tu ai un gând prost, trebuie să găsești cui să-l spui, ca omul să zică, mă, stai, ia stai cu mine la telefon, că vin eu repede până la tine. Mi-am dat seama că am o problemă cu capul, nu numai cu sufletul. Și am sunat unii prieteni de-a mele. Este vorba de Violeta Stratulat și ea mi-a adus în colgor acasă, care a început să-mi citească și să vorbească cu mine și să vină practic în fiecare zi la mine acasă. Cea mai mare rușine a mea este și cel mai mare păcat este că l-am supărat pe Dumnezeu gândindu-mă atunci, dorindu-mi să-mi iau zilele pe care El mi le-a dat pentru ceva, să aduc un copil pe lume, să am grijă de părinții mei la bătrânețe, să cânt pentru oameni, să fac lucruri bune. Și eu, na, ce? Pentru de Dumnezeu păzită țara noastră, Moldova, stăpânirea și armata ei, Domnului să ne rugăm. Părintele Octavian Moșin a acceptat propunerea noastră de a vorbi despre sinucidere. De cele mai multe ori, clericii bisericești păstrează acest subiect în tăcere. Motivul ar fi poziția Bisericii Ortodoxe față de cei care își pun capăt zilelor. Biserica are o abordare destul de dură și tranșantă, raportată la persoanele care totuși comit această crimă, pentru că altfel n-aș putea o numi. Acesta reprezintă unul dintre marile păcate pe care le poate face omul, un păcat irecuperabil. Potrivit Noului Testament, omul nu are viață de la sine, ci a primit-o de la Dumnezeu și astfel este dator să o prețuiască și trebuie să o folosească, spune Părintele Octavian. Orice persoană care își curmă viața, cumva se rupe de comunitatea religioasă și nu mai poate fi pomenită la Sfintele Slujbe. Noi, în calitate de slujitori, avem restricția canonică de a participa, de a oficia prohodul și alte pomeniri la diverse soroace. Mai mult, canoanele bisericești interzic ca sinucigașii să fie înmormântați alături de ceilalți răposați. Doar că în ultima perioadă de această regulă, societatea nu mai duce cont, mărturisește părintele. În vremuri bune, când cumva biserica era cea care gestiona și cimitirile, evident că era și un loc aparte în cimitir pentru această categorie de oameni. Ceea ce astăzi pe lucru nu se mai respectă, pentru că iarăși cimitirile sunt ca regulă în gestiunea administrației publice locale. Din anul 2001, părintele Octavian slujește la capela studințească Întâmpinarea Domnului din incinta Universității de Stat. Preotul spune că în ultima perioadă depresia și anexitatea au ajuns intens și prin rândul tinerilor. Sunt foarte mulți tineri depresivi în ale lor, încât sunt secătuiți, lipsiți de vlagă duhovnicească, nu mai au poftă de face ceva. Oamenii trec astăzi prin tot felul de greutăți, sunt supuși la atâtea provocări, trăiesc atâtea drame. Oamenii au nevoie de a fi utili, de a fi de folos,
de a fi cumva stimulați, încurajați, de a avea o activitate stabilă. Una dintre cele mai dificile perioade din viața sa ca slujitor bisericesc a fost în anul 2017, spune părintele. Atunci, în internet a acaparat tot mai multă popularitate în joc sinucigaș, unde copiii și adolescenții erau puși să-și curme viața. Alții dintr-o glumă, alții dintr-o naivitate, deci ajung să fie victime, deci ale acestui fenomen, pe care trebuie să îl condamnăm. Cred că aceasta este o problemă de educație, pentru că nu li s-a vorbit la acest capitol și nu s-a făcut pași foarte importanți pentru a preveni astfel de cazuri de suicid. În curând vom afla ce l-a făcut pe părintele Octavian să conlucreze cot la cot cu medicii psihiatri de la noi din țară și cum depresia a ajuns să-și facă loc în viața personală a preotului. Ultimii doi ani au pus la provocare întreaga planetă. Știrea despre apariția noului tip de coronavirus ne-a făcut să ne punem viața în așteptare. Un studiu realizat anul trecut în Moldova arată că 40% din populația țării susține că sănătatea mentală și emoțională le-a fost afectată în perioada pandemiei. Mai expuse în acest sens fiind femeile, arată sondajul de opinie. Când am rămas în pandemia asta singură, unul la unul, fără lucru, fără prieteni, fără nimic. Pur și simplu tu, casa, televizorul și cu tine. Un cerc vicios în care tu stai zile și zile în șir. Alcoolul a devenit o evadare pentru artistă. Victoria povestește că excesul de băuturi spirtoase a făcut-o din nou să revină la aceleași gânduri suicidale ca și în anul 2006. Începem să beau. Începeam să plâng și mai mult, începeam să plâng și mai mult și îmi dădeam seama că nu văd niciun sens în viață, nu mă simt bine, pentru ce trăiesc, că nu am nicio treabă cu viața asta. Știi cum zbor? Uite, zbor. Și mă vedeam de multe ori că zic, uite, mâine o să fiu în sicriu și o să vină tot să mă bocească și îți dai seama și o să vorbească și toate televiziunile. Și am avut de multe ori momente când am băut, am ieșit în stradă, m-am băgat înaintea unei mașini. Cum a reușit Victoria să pună capăt dependenței de alcool și de ce astăzi ea nu regretă abuzul de băuturi spirtoase, vom afla mai târziu. Până în 2014, noi aveam un sistem care l-am moștenit, care era foarte concentrat pe spitale. Era un sistem care se numea Semașco și era foarte bun pentru timpurile precedente. Veronica Condrat este director executiv și manager local al proiectului Mensana, responsabil să ofere suport pentru reforma serviciilor de sănătate mentală în Moldova. Anume, datorită lor, începând cu anul 2014 în Moldova, au fost deschise 40 de centre comunitare de sănătate mentală în fiecare raion și municipiu. Asemenea, centre sunt gândite ca o alternativă pentru spitalele psihiatrice, unde oamenii se feresc să meargă pentru a nu fi stigmatizați, spune specialista. Deja nu se mai pune accentul doar pe tratament, dar pe recuperare. Tratamentul de obicei este de scurtă durată, recuperarea durează. Proiectul este implementat de Institutul de Sănătate Mentală și Adicții Trimbos din Olanda, cu sprijinul financiar al Agenției Elvețiene de Dezvoltare și Cooperare. În total, investiția în această reformă a fost de peste 7 milioane de euro. Sunt foarte multe investiții de sistem, sunt foarte multe investiții de resurse umane și timp, efort. În general, să faci o reformă, eu mi-aș dori ca ea să se întâmple uite așa. Dar este mult mai complex, este mult mai dificil și foarte multă lume implicată. Așa s-a transformat domeniul psihiatriei în domeniul sănătății mentale, care întrunesc mai mulți specialiști. Deci noi acum avem mai mulți medici psihiatri, însă în afară de asta o bună parte din echipele multidisciplinare țin de alte specialități, psihologi, clinicieni, psihoterapeuți, logopezi, kinetoterapeuți și alte specialități, inclusiv cu asistent social care contribuie la incluziunea socială și prin asta la rezultatul de sănătate mentală. Arcadia Strahan este psihoterapeut și director de programe în cadrul primului astfel de centru comunitar de sănătate mentală. În anul 2014, instituția a fost formată ca un proiect pilot în sectorul Botanica din Chișinău.
probabil peste 30.000 de vizite aveam din 2014, de când a fost deschis centru. Vine dacă vrei, vine dacă simți că vrei, fără obligații, fără obligații de teritoriu sau diagnoză, sau dacă tu crezi că o să beneficiezi din ședințele de grup, vină. Dacă tu crezi că o să beneficiezi din o sesiune cu psihologul, vină. Dacă crezi că o să beneficiezi dintr-un tratament medicamentos sau o sesiune cu medicul psihiatru, vină. Deci, vinim atunci când simțim că e o problemă sufletească, psihologică, da? Fără nicio îndreptare și o să fie deservit în mod gratuit când consideră că este nevoie. În linii generale, când avem o suferință de orice natură psihologică, adresați-vă la centrele comunitare, adresați-vă la medicii de familie, la centrele prietenoase tinerilor, la specialiști. Victoria recunoaște că de fiecare dată când a avut o cădere emoțională, nicio prietenă de ei nu i-a fost alături. Știu că o să fiu cei care nu cred că eu la unele momente din asta am mai consumat alcool, dar credeți-mă că multă lume face acest gen și acum nu mi-e rușine deloc, pentru că dacă aș fi avut oameni în care aveam încredere, poate că nu făceam și nu ajungeam la momentul ca să-mi pun sticla în față să vorbesc cu sticla. Astfel, sprijinul de care a avut nevoie, ea l-a găsit printre credincioși. Artista de mai bine de 15 ani apelează regulat la un duhovnic. Anual, interpreta pleacă în perelinaj la o mănăstire de la nordul Moldovei. Eu nu vorbesc cu prietenii și nici nu o să vorbesc niciodată. Pentru mine, prietenul cel mai apropiat este Maica Daniela, stareța de la mănăstirea din Briceni. Victoria spune că datorită acestor tragedii, ea a decis că la vârsta de 47 de ani să devină din nou studentă. Astăzi, ea este licențiată în psihologie. Cât despre dependența de alcool, Victoria spune că și-a rezolvat problema pentru totdeauna. Nici măcar un gram de vin nu mai beau când sunt singură, adică categoric. Dacă am vreo problemă, îmi încerc să mi-o rezolv singură. Atunci când găsești momente din astea sensibile, aruncă sticlele din casă, ieși, du-te la prima biserică, stai acolo, vorbește cu un preot, pentru că eu mai nou asta fac. În Republica Moldova sunt înregistrate 80.000 de persoane cu afecțiuni mentale și de comportament. 40% dintre aceștia se află la evidența psihiatrică, având stabilit un grad de dizabilitate. În 2014, statul a pornit o reformă în acest domeniu. Ce rezultate au fost obținute în cei peste 8 ani de implementare și ce restanțe avem la acest capitol, aflăm acum. Tatiana Zătic, actuala șefa secției politice în domeniul asistenții medicale primare și comunitare. Funcționara activează în cadrul Ministerului Sănătății peste 20 de ani. Primele 9 luni ale anului 2021, Tatiana Zătic a deținut funcția de ministru interimar al sănătății. Din spusele ei, deși reforma sănătății mentale este una benefică pentru societatea noastră, ea încă este abia la început de cale. Ne dorim crearea unui centru național de sănătate mentală care va asigura coordonarea în continuare a tuturor centrelor comunitare de sănătate mentală din țară. Spre exemplu, acum în țara noastră se lucrează intens pentru ca tulburările precum depresia și atacurile de panică să poată fi diagnosticate ușor de către medicii de familie. Mai mult, pe viitor se dorește ca tot ei se poată oferi și un tratament eficient împotriva acestor maladii. Iar pentru asta, Tatiana Zătic spune că Ministerul Sănătății își perfecționează în continuu protocoalele clinice. De instruirea corespunzătoare a medicilor de familie este responsabilă Veronica Condrat. Specialista spune că în unele raioane ale țării deja au loc cursurile de instruire ale doctorilor. Noi, când am început aceste instruiri, medicii de familie erau foarte reticenți, pentru că, iarăși îmi puneți în cârca noastră, iarăși noi, pentru că noi trebuie să cunoaștem tot, luați-vă voștri, sunt de sistemul vostru, descurcați-vă voi cu ei. Dacă ai o persoană care tot tratezi de hipertensiune deja de foarte mult timp și tratamentul nu dă rezultat, și tu îi dai antidepresante și iau în câteva zile și revine și este bine, mersi,
este, mi se pare un lucru evident, că nu este de fapt problemă cardiovasculară, este o problemă de sănătate mentală. Veronica Condrat spune că reforma în sănătate mentală, deși durează de mai bine de 8 ani, necesită încă multă implicare din partea statului. Unicile date oficiale publicate în raportul de activitate a centrelor sunt din anul 2017. Cifrele arată că în Moldova activează 231 de medici psihiatri, inclusiv narcologi. Din păcate, sunt centri comunitare care nici măcar nu au medic psihiatru. Ei nu se ajung peste tot. Ideal ar fi ca ei să fie mult mai mulți în toate raioanele. Medicii rezidenți nu aleg profesia de medic-psihiatru. Nu este o profesie care să fie atractivă pentru ei. Veronica Condrat spune că și asistenții sociali sau psihologii sunt la mare căutare în unele raioane ale țării. Acești specialiști de cele mai multe ori sunt nevoiți să lucreze simultan la mai multe spitale sau centre comunitare. Chiar dacă ei sunt obligați să asigure populația cu minimum un psiholog, minimum un asistent social în cadrul echipei, deseori ei găsesc scuze că nu au finanțare suficientă și angajează, de exemplu, numai asistentul social. Când le se spune că uite, trebuie să aveți și psiholog. Ok, dăm afară asistentul social și luăm psiholog. Funcționarea de la Ministerul Sănătății, Tatiana Zatâc, ne asigură că lipsa specialiștilor din cadrul sănătății mentale este aprins discutată la minister. Soluțiile în rezolvarea acestei probleme se vor găsi în noul Program Național de Sănătate Mentală pentru anii 2022-2026. Arcadia Astrahan spune cu regret că stereotipurile moldovenilor referitor la cei care se află la evidența psihiatrică rămân neschimbate, la fel precum acum două decenii. În opinia lui, oamenii cred și astăzi că cei care ar suferi de o boală mentală ar fi periculoși pentru societate, inutili și condamnați la izolare. De fapt, persoanele cu tulburări mentale sunt cele mai discriminate. Mult mai discriminate chiar ca alte grupuri vulnerabile. Percepția că o persoană cu o tulburare mentală ar fi periculoasă, pentru unele diagnoze este chiar inversă. O persoană cu schizofrenie, de exemplu, mai des ar fi victimă a violenței decât agresor. Arcadia Astrahan spune că unii locatari din preajma centrelor comunitare au încercat chiar să pună piedici în activitatea medicilor. Motivul ar fi fost că oamenilor le este frică de pacienți care trec pragul acestor instituții. La Maria Dragan s-au strâns, s-au colectat semnături de cine aduce scostiujeniu lângă copiii noștri. Am obținut și o decizie a Consiliului Național de Asigurare a Egalității sau Consiliului Nediscriminare pentru a contracara aceste eforturi ale comunității. Moldova se situează pe locul 15 în topul țărilor cu un număr mare de sinucideri. În acest clasament sumbru suntem între Finlanda și Austria. Cu toate acestea, Organizația Mondială recunoaște că statisticile privind numărul de sinucideri prezentate de fiecare țară sunt departe de cele reale. Care este situația în Republica Moldova la colectarea acestor date și de ce în fiecare an avem statistici eronate, aflăm în curând. Acum să revenim la istoria Veronicăi Todorov. De la bunica Veronicăi Todorov am aflat că tânăra, înainte de a-și pune capăt zilelor, figura într-un dosar penal. Vlogherița ar fi distribuit pe contul său imagini compromițătoare cu alte vedete a internetului. Cu o zi înainte de suicid, oamenii legii ar fi vizitat-o. Despre asta pe noi ne-a anunțat avocatul familiei Todorov. Într-adevăr, poze înainte de tragedie, dânsa a avut percheziții la domiciliu, în urma căruia i s-a ridicat telefonul mobil și câteva înscrisuri. Când a prișli s obuscă, atât să sietă eu pe quartiri și răbiuț ne-i cac. Un suie, cum să ne suie? Я не двоих снимали квартиру. И он говорит, что он обратил внимание на их слова, полицейские не обратили внимания. Когда они пришли с обыском, говорит, она сказала такие слова. Говорит, нет тела, нет дела. Это уже намек. Bunica fetei nu exclude că Veronica s-ar fi speriat de implicarea poliției în conflictul celor două vlogherițe. Bătrâna este convinsă, nepoata ei a fost determinată să-și pună capăt zilelor. Poliția e жестко выворотила, очень жестко. Так ее напугали, так ее это вот ужасно. Что она была вся аж... боялась, огласки боялась, что рухнет вся ее карьера, все от нее отвернутся.
Что она была очень такая ранимая, впечатлительная, она все принимала близко к сердцу тоже. Я преспон тотушка Денса афост детермината la suicid. Din registrările audio care eu le-am și din actele care eu le-am la dosar la moment, totuși a fost influențat. Avocatul familiei Todorov spune că oamenii legii ar fi deschis o urmărire penală pe acest caz. Cu scopul de a stabili care a fost motivul suicidului. Мне кажется, ее подставили специально. Не то, что убить хотели ее лишить всего. Конкуренты, недоброжелатели, завистники. Так всегда. У публичных людей всегда такое есть. Я вам кунускуто пи Вероника, пи медиа онлайн. Фиенд... Pe o urmăritoare de ei, așa. Cu Veronica am făcut cunoștință undeva vreo 3 ani în urmă. Datorită ei am ajuns să duc un blog. Carolina Tabureanu și Eugenia Gâștemută erau două urmăritoare fidele ale Veronicăi Todorov. Fetele au câte o afacere personală pe care o promovează în mediul online. Carolina este artistă de tatuaj, iar Eugenia este specialistă în nutriție. Ambele spun că în afacerea lor au fost ajutate de către Veronica. Atât Carolina cât și Eugenia au fost active în mediul online după tragedie. Cele două și-au manifestat indignarea față de funeralele vlogeriței decedate. Până la mormântare, în mormântare, după mormântare, asta e așa un circ? Noi spunem că acolo am venit la nuntă, știi? Nu am venit la o mormântare, fetele care au înconjurat-o, cu buricul gol. Lumea încearcă să ridică hype și podpișiși din tăt și din moarte. Asta e cel mai strașnic. M-am dat în steric pentru că eu nu știam deja ce persoane mă înconjoară pe mine din cauza tot ce se întâmpla în media online. Fetele stăteau pe rețelele de socializare și se stăruiau să plângă și nu puteau. Un story că plângi că a murit Veronica și astea, și imediat peste un story chiuială pe la cluburi și un alta, știi? Și încă peste un story cum noi trebuie să luptăm cu depresia. Dar tu o cunoșteai, tu ai stat cu dânsa la o masă, ai băut, ai mâncat, nu știu, nu importă. Și tu vezi că pe sufletul tău îl pune în ritus, îl încarcă în ritus și o duce și tu stai cu telefonul în mână și faci stories? Asta ultima la și poți să te gândești la telefon. Nemaicătând la faptul ăla că tu trebuie să găsești, să deschizi, să faci stories, înțelegi? Deși tu n-ai fost până la asta, lângă dânsa, unde voi ați fost toate? Eu nu cred că este corect să vii așa să petreci omul pe ultimul drum. Tu vii să-l petreci? Sau tu vii ce să faci? Să faci selfie, să faci un video, să... Unii dintre prieteni nu au venit măcar cu o floare. Cum sunt oamenii așa și Instagram? Eu dacă postez că eu plâng sau ceva s-a întâmplat la mine imediat să ridic vizualizările cu câteva mii. La nimeni nu e interesant, știi, să uite dacă la tine e bine. E că dacă la tine e rău, sau dacă tu te cerți cu cineva, sau asta ea, numai decât. 96.000. După moarte, eu început încă, știi, asta ea, și-ți dam-o peste 100. Deci, în perioada adolescenței, pe la 13 ani, cred că fiecare se confruntă cu probleme, dificultăți în colectivul școlar și așa mai departe. Și ca și mulți alți adolescenți, eu m-am confruntat cu fenomenul bullying. Mirela Gandramar are 19 ani și este voluntară la unul dintre centrele raionale prietenoase tinerilor care oferă suport specializat adolescenților aflați în dificultate. Tânăra spune că nu a ales această activitate din întâmplare. Astăzi, Mirela vrea să fie de folos semenilor săi. La vârsta de 13 ani, ea a trecut printr-o tentativă de suicid. Mirela spune că ar fi ajuns la aceste gânduri din cauza reușitei slabe la lecții. Tânăra mărturisește că notele joase pe care le primea de fiecare dată au făcut-o să se simtă inferioară colegilor. Înțelegeam că părinții mei cumva nu o să se mândrească cu mine dacă o să am note atât de slabe. Și înțelegeam că o să fiu cumva exclusă din toate grupurile sociale. Și pentru mine nu există un viitor.
am început să citesc foarte multe povești din alea triste, cărți triste și asta cumva a influențat asupra mea. Nimeni din profesori nu ar fi observat schimbările de comportament a fetei. Unica comunicare pe care o avea la acele momente erau scrisorile pe care Mirela și le scria tot ei. Cumva îmi scriam eu singură mie scrisori și le ardeam și le aruncam cenușa. După tentativa de suicid la vârsta de 13 ani, Mirela a acceptat ajutorul unui psiholog. Alături de specialist, ea a reușit să depășească momentele dificile prin care a trecut. Astăzi, tânăra este voluntară la Centrul Prietenos Tinerilor. Ea spune că experiența ei o ajută mult în consultațiile pe care le oferă seminilor săi. Important să știi că mereu există oameni care pot să-i ajute. Există centrele, precum Centrele Prietenoase de Sănătate pentru Tineri, toată rețeaua Youth Clinic, în care personal tinerii pot să se adreseze. Astăzi, Moldova nu are nicio linie telefonică de sprijin psihologic dedicată privinirii suicidului. Singurul suport, până nu demult în acest sens, era doar pagina web pentru viață.md. Platforma a fost inițiată de psihologa Luba Ceban, asociația căreia este susținută financiar de Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova și donații particulare. Anul trecut, da, am colectat 3.600 de dolari care au ajuns pe conturile noastre și care ne-au ajutat să menținem activitatea noastră, noi fiind totalmente pe autofinanțare. Chatul anonim de pe acest site dedicat persoanelor aflate în situații dificile este activ doar între orele 20 și 22 în zilele de luni și joi. Din spusele psihologului, în spatele acestui serviciu s-ar afla circa 6 voluntari care răspund mesajelor primite, în jur de 40 de solicitări lunar. Echipa noastră de mai multe ori a invitat-o pe psihologa Luba Ceban de a discuta despre problemele suicidului, specialista însă de fiecare dată a refuzat invitația noastră, cerându-ne să-i expediem materialele pe care le vom realiza înainte de publicare. Eu am discutat cu colegii și mi-au zis că au încercat cineva din specialiștii noștri chiar ca să capte răspunsuri la întrebări, adică așa a fost ca o testare, dar nu funcționează. Acum, Ministerul Sănătății ne pune la dispoziție o altă platformă nouă creată de specialiștii guvernamentali. Portalul cumtesimțiastăzi.md conține informații privind problemele de sănătate mentală, sfaturi și recomandări ale specialiștilor. Materiale despre depresie, anxietate, plus sunt datele de contact a centrelor comunitare de sănătate mentală, unde poate apela persoana pentru a discuta cu un specialist în domeniu. Noi am întrebat-o pe Tatiana Zatâc de ce până acum nu avem o linie telefonică unde persoanele aflate în dificultate ar putea apela pentru suportul unui psiholog. Există o problemă la acest capitol și iarăși se regăsește în noul proiect al Programului Național Sănătate Mentală. Ar fi ideal să fie o linie verde națională care să fie 24 din 24, să fie accesibilă, să fie cunoscută de către toată lumea, să poată să fie apelată de către persoanele cu probleme sau persoanele care observă, care va schimbări în cei dragi și ar vrea să ajute și nu știu cum. Drept dovada datelor neconcludente a numărului de cazuri suicidale ar fi și faptul că la noi în țară nu există o bază de date unică despre numărul cazurilor de suicid. Sunt două instituții care colectează aceste cifre și alte două care le prelucrează. Conform datelor Ministerului, datelor de evidență medicală, avem o cifră. Conform datelor Ministerului Afacerilor Interne, avem o cifră mult mai mare. Probabil noi am putea explica această diferență din stigmatizare și discriminarea persoanelor și a familiilor celor decedați din cauza suicidului. Peste 73.000 de persoane cu tulburări mentale și de comportament se aflau sub supravegherea specialiștilor în 2018. Din păcate, nu avem un sistem foarte bine pus la punct de prevenire a recăderilor sau a cazurilor de suicid. În mare parte se evită să fie documentată ca o tentativă suicidară. La ora actuală, în Republica Moldova, datele statistice nu sunt raportate și prezentate pentru fiecare problemă de sănătate mentală în parte.
Что должно было случиться, чтобы Вероника не умерла? Тяжелый вопрос. Липса де îmbrățișare. Iubirea schimbă tot. Și în general să nu fim falși. Noi, eu vreau să spun, noi trăim într-o lume a falsității acum. Noi toată lumea vrem să demonstrăm că suntem puternici, suntem buni, suntem deosebiți, suntem speciali. Ar trebui să aibă o viață mai ordonată. Ar fi trebuit să aibă în permanență pe cineva alături și cineva care să nu-i provoacă durere. Cineva care s-ar lega nu de frumusețea ei trupească. Asta e o problemă psihică, psihiatrică. Tot încurajăm persoanele să se adreseze la centrele comunitare pentru a rezolva aceste probleme. Trebuie pur și simplu dorința de a trăi să fie mai mare decât dorința de a muri. Să fii mama alături. Mama, de la rana asta care o avea, ceilalți da muștie și îți trag zgârituri. Если бы она открылась бы кому-то, я бы ее, может, могла бы как-то убедить. Ну вот она перед этим попыталась за месяц. Что попыталась? Вот, скажите... Напилась таблеток. Как, насколько это раньше было? Неделя, две? За месяц. Ну я не была там, и так я потом уже узнала, уже после, да, ее, после ее смерти. Что напилась таблеток. Ее еле откачали. А в больнице сказала, типа, у нее болела голова, и она ему не специально передозировку сделала. И такого не поверили ей. А кто ее спас тогда? Даже не знаю, кто пришел. Или этот, что живет с ней вместе, или подружка какая-то, даже не понятия. Я вообще об этом ничего не знала. Noi am contactat oamenii legii pentru a putea afla mai multe detalii despre moartea Veronicăi Tudorov. Polițiștii ne-au confirmat că pe acest caz a fost dispusă începerea urmăririi penale pe articolul determinarea sau înlesnirea sinuciderii. În cadrul urmăririi penale au fost efectuate mai multe acțiuni de urmărire penală, precum cercetarea la fața locului unde au fost fixate și ridicate urmele, a fost audiat succesorul părții vătămate, martorii oculari și cei care cunosc circumstanțele relevante ale cazului cercetat. Totodată este dispusă expertiza medico-legală a cadavrului, expertiza grafoscopică a scrisului și expertiza informațională. La fel, am vrut să aflăm de la oamenii legii dacă ei cunosc despre presupusele vizite ale polițiștilor la domiciliul vlogheriței cu câteva zile înainte de deces. Iată ce răspuns am primit. Inspectoratul de Poliție Centru nu dispune de informații cu referire la careva anchete de serviciu inițiate în privința acțiunilor sau inacțiunilor angajaților poliției, ce ar avea tangență cu cazul investigat. Polițiștii ne-au spus că rezultatele expertizilor nu pot fi făcute publice. Și asta pentru că la 8 luni de la decesul tinerei, ei continuă să investigheze cazul, iar urmărirea penală nu a fost încă încheiată.